Bărbatul care a fi ucis cu bestialitate o pensionară din Timișoara în propria casă a fost dus la audieri. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Acesta a leșinat în locuința femeii unde ar fi intrat ca să o jefuiască. Era aproape de comă alcoolică, iar bătrâna s-a luptat cu el până în ultimul moment. Vecinii au auzit strigătele disperate și au chemat poliția. Este a doua crimă care șochează Timișoara în mai puțin de două luni. La sfârșitul lui iunie, doi pensionari au fost uciși în propria locuință de un bărbat venit să-i jefuiască. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a intrat în scara blocului, cel mai probabil profitând de neatenția unui locatar. A bătut la ușa femeii de 77 de ani și a vrut să intre în locuință. În acel moment, bătrâna s-a împotrivit, iar bărbatul a început să o lovească. Am mâncat sigur, ca urmărită. Ca altfel cum, intri așa, știi sigur că e o femeie singură în casă, acolo. Cu ultimele puteri, femeia a reușit să iasă pe casa scării și să strige după ajutor, iar vecinii au sunat la 112. Eu am primit niște bătăi puternice în ușă și vecinii au strigat să mă duc, că vecina e cu probleme. Na. Și când m-am dus sus, era plină de sânge. N-am intrat în nuntru, că am văzut sânge și am știut că trebuie să vină poliția. Și ea atâta spunea la ăsta, ajutor. Atât femeia cât și bărbatul au fost găsiți inconștienți. El era leșinat. Mă rog, ce ar fi revenit, dar n-a putut să plece. Ați apucat să-l vedeți pe individ? Am apucat să-l văd, dar era deja pe targă. Suspectului au fost recoltate probe biologice, iar primele date confirmă că era băut. Femeia care a murit locuia singură de câțiva ani după ce fiica ei se mutase în străinătate. Surse din cadrul anchetei spun că suspectul este recidivist. Bărbatul este din Alba Iulia și ar fi avut probleme cu legea atât în țară cât și în străinătate.